Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă puțin mai trolleanis. Astăzi revenim cu Roblox, unde revenim că ne jucăm în fiecare zi. Puteam să fac un challenge pe YouTube, mă joc zi de zi Roblox timp de o lună. Cred că deja avem 30 de videouri la rând, pentru că a picat atunci Roblox-ul și a fost câteva. Însă, astăzi vreau ceva clasic, cum se zice, obi pe Roblox. Mai clasic de atât nu ai cum, gen niște pătrățele de astea verzi pe care pur și simplu urci. Acum, am pus în titlu sau voi pune ceva gen obi imposibil. Și voi ziceți, nice clickbait, Rafael, mai prins, dar știm cu tonții că nu este clickbait, ok? Exact așa veți fi cu sprâncenatele. Însă, ok, văd acolo, aparent e imposibil. Adică e destul de greu, a venit cap de strugure. Ok, wow, ce bă asta? Vai, mamă, știi, evoluează pe zi ce trece. Eu cred că cei de la Roblox gen au un talent să facă așa niște abominații de-astea de avatare. Adică, ok. Bun, vor intra toți abonații pentru că ei sunt super nerăbdători. Noi suntem la stage 2 pentru că tocmai ce am intrat să mă joc un pic. Gen, am sărit de două ori și am ieșit. Da, nu știu care-i faza aici. Face Hayton, putem să donăm Robux. Top 15 donatori. Ok. Avem niște culori și hai să începem. Bine ai venit la săritură înaltă pe high jump. Săritură înaltă pe dificultate, cred că am zis bine de fapt, chart obi. Adică dacă dăm zoom out și ne uităm un pic așa din perspectivă, vedeți că urcă din ce în ce mai mult. Deci peretele ăsta va deveni din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu. Până când efectiv nu poți să ajungi sus acolo în dreapta. Dar uitați-vă ce se chinuie oamenii, pentru că pentru un motiv sau altul, ok, e dificil. Ce-a făcut mă să intra cu copilașii? Bun, hai să vedem. Primul nivel. Bine, m-a luat de la al treilea, că două erau salvate. Nu cred că aveam cum să resetez progresul. Dacă dau R, mă teleportează non-stop înapoi. Ok, ca idee. Pentru că vom încerca de multe ori. 4. Ok, o să fie greu. Nu știu ce e meniul ăsta de aici totuși. Hide players, time of the day. Screenshot și asta. De ce a pus funcțiile astea? Adică e destul de funny că multe jocuri nu au astfel de funcții. Și tocmai jocul ăsta are funcția care e cam ciudățel jocul. Adică nu atât de avansat tehnologic. Ok. Ok băieți, ce ziceți? Să vă îmbrăcați și voi frumos pentru episodul în loc să veniți cu caractere de astea abominații. Cap pătrat, cap de strugure. Ok, vreți să continui, hai. Hai să vedem care e faza, am discutat destul, de asemenea nu uitați un mic like, aveți și voi acolo în descriere, în grupul canalului de Roblox, dați un join acolo, vă luați un tricouaș și Rafael, chestie, trestie, ați înțeles, un gif-ul ăla așa, dacă aveți peste vreo 14 ani, parcă, cam mai e limita, pentru că are multă cafeină, 7.5 stud, nice, deci suntem la 7.5, stud ăsta nu știu ce înseamnă, dar vedeți că devine greu. Ok, putem să dăm back dacă e mult prea greu pentru noi. Dar pentru un motiv sau altul, peretele ăsta devine atât de înalt încât efectiv nu mai poți să sari. Ah, bă, dar uite, de aici poți să sari lejer. Ok. Apare în lumea s-a blocat la 23, așa că eu, un maestru în Roblox, am venit și voi sparge orice obi posibil. Pentru că de-aia am freza asta și ochii ăștia. Pentru că sunt maestru. Totuși nu înțeleg care-i jmecheria. Ok. Adică, trebuie să te balancezi cumva cu restartul ăsta? Știi ce zic? Oh! Opa! Opa! Vezi? Tu dacă sari așa, niciodată nu o să reușești. Corect? Dar... Wow! Bă, cred că mă chinuie aici de vreo 10 minute. Glumesc. Deci, eu inițial am crezut că faci ceva cu restartul. Ok. Și o jmechire la restart. Dar e mai stupid de atât. E mult mai stupid de atât. Efectiv, te duci în first person și vezi că se mișcă așa ecranul. Avem o nouă provocare. Deci aparent trebuie să spamezi shift-ul ăsta. Am văzut că băieții care joacă pe telefon urcă mult mai repede. De aia sunt abonații toți acolo sus. Cred că joacă de pe telefon mulți. Ok, deci, sărim. Dar gen, spamezi shift-ul ca ultimul turbat. S-ar putea la un moment dat
Mă dau bătut, sincer. Mă joc de vreo jumătate de oră aici. Nu pot să trec. Deci nu știu care e glitch-ul. Poate e mult mai ușor pe telefon. Habar n-am, sincer. Dar e o șmecherie. Ori dai cu shift lock, am văzut. Și te glitch. Easy rău de tot. Abonații sunt în spate acolo, nu mai ajunge nimeni. În sfârșit sunt eu primul. Nu știu exact ce e bara albastră. Presupun că nu trebuie să... Nu știu dacă e genul de obi care te omoară dacă atingi. Cred că e genul de obi care te omoară. Nu e cheia asta prea lung drumul. Că dacă mori, hai că mai știu să mă întorc. Bine, tată, Uchiha, Uchiha clan. Nu, l-a căzut printre. What? Lol, nu te cred. I'm a hacker. Hopa. Hai că e bine să zici asta la mine pe episod. Rafa, ia uite-l bă pe ăsta. Bine mă, Tiles sau cum îl cheamă. Hai, mai avem două. Bine. Și... 3, 2, 1. Parangelie. Hai să fie ăsta de aici, easy. Hai. Hackerman, hai tata. Hai și noi, Beatrice, dracă, nu mai știu unde să sară. Hai și noi la final, nu se riscă nimeni. Hai că vine Mohamane din spate. Hai bă, ia uzi. Aia zic, tată. Woo, let's go. Hai că mai facem iar ești nebun. Asta pare mai scurt, dar... No! Altul cu no checkpoint. El obi imposible. Pe spaniol, așa. Dai un pic să așteptăm 2-3 secundele să intre abonații. Ne ducem aici, ne luăm un suc între timp, un pepsic. Am și eu sucul lângă mine. Pe niște G-Fuel. Nice, nu mai știu ce aromă e aici, sincer, am și uitat. A, e strawberry slushy. Strawberry slushy, nice, nice, nice. Stă pe cap. Sunt plecat băieții. Stai să așteptăm puțin. Că intră abonații, mă, ce ai? Hai să plecăm. Am plecat pe... Bă, hackere! E obiul imposibil. Nu te... Wait, what? What? Ce țeapă? Autentică. Ce țeacă autentică. Hopa. Mama, acolo chiar te-a omorât. Nu te cred. Apar dacă pot să merg peste sau... Nu vreau să risc, mai e chestia. Că dacă mori nu e niciun checkpoint. Deci ești salutări. De-aia o să vedeți că abonații nu sunt în spate. Easy, easy de tot. Bun, bun. Bun. Hai mă că sunt maestru la obiuri. Hopa. Nu! Am crezut că era forma acolo, n-am crezut că era gol. Oh, m-a spar pe picioare asta. Asta ce e aproape imposibil. Hai să ne încălzim repede până intră abonații. A, e un pattern de ăsta mare? Am murit la final. What? Cum există așa ceva? Noob. Cum am murit la final? Ar trebui să fi... Uei, te omoară și cu shield-ul ăsta? Da, da, cu fundul în sus, e tâlci pal meu. Bă, mă repăpăneța la cameră. Dai mă, ia de-te la o parte. Ce-l făcusem? Nice. What? Ah, să zărim pe punctulețe. Mamă, vezi că e cam... Problema e că te resetează prea greu și o să mor de un miliard de ori. Nu te cred că el cade pe lângă punct. What? Uite ce râd de abonați. Cum cade pe lângă punct? Așa ceva n-ai mai văzut.
Trebuie să te respawnezi mai repede, oare din first person să meargă? Numai că văd numai stele, cum să meargă din first person? Stele verzi, văd, nu te cred că abonații tot n-au trecut. A, cred că e server mix, sau? Uite săraci ce se chinuie. Apăs pe și mă dă înapoi, ok. Boys, nu știu cât timp are episodul, a fost un episod random de tot asta. Cu niște obiuri stupide. Dacă v-a plăcut, apăsați un like și un dislike în viitoare. Pooo!